Andreea Chițu. Andreea Chițu. Bună seara! Mă bucur că sunteți atât de mulți această seară. Ceea ce vreau să vă spun e că fiecare zi din viața sportiv de înaltă performanță este grea. Sunt și părți frumoase, dar sunt și părți grele. Dar fiecare zi este o provocare și alături de foarte mulți oameni încercăm să depășim aceste momente și să facem bucuroși oamenii de acasă și oamenii cu care ne antrenăm în fiecare zi, oamenii care ne antrenează, oamenii care au grijă de noi. În spatele rezultatelor noastre sunt o grămadă de oameni care nu se văd. Așa că eu sunt doar un om care a fost șlefuit. I-au fost recunoscute calitățile și au fost îndreptate către performanță. Oamenii care timp de 20 de ani au fost în spate, eu sunt cea care sunt în fața voastră și sunt rezultatul muncii lor. Împreună am format o echipă. Sunt oameni de la club, sunt oameni de la federație, oameni de la comitet, oamenii care au avut grijă să avem în fiecare zi pe masă o mâncare bună, oamenii masori, medici, foarte mulți oameni, probabil că acum omit anumiți oameni importanți în spatele rezultatelor. Dar ceea ce vreau să rețineți este că fiecare zi este o provocare în viața unui sportiv. Și a antrenorilor, și a medicilor, și a masorilor, și a tuturor care sunt implicați în acest proces. Să aplaudăm pe Andreea pentru o pauză, că trebuie să ne spune și ce va face. Și ce să mai zic acum? A fost cel mai frumos moment. Ce faci de acum? Ce fac? Încerc să transmit generației tinere ceea ce am învățat de la alții și încerc să fac pe planul antrenoratului ceea ce am făcut și pe plan sportiv, ca sportivă de înaltă performanță. Sper să-mi și reușească. Știu că am parte de susținere și de aprecierea oamenilor, așa că sper să fiu la nivelul așteptărilor și să transmit ceea ce am învățat atâția ani de zi. Mulțumim!